Salutare tuturor, Emil aici de la Electroprofesional. Avem lucrare nouă, destul de mare. Și ne-am apucat de treabă, nu cred că mă mai auziți. Începem să avansăm cu lucrarea. E gălăgie mare aici. Aici au făcut băieții niște trasee mai interesante, mai originale puțin așa. Și ca să înțelegeți, ne-am apucat de 2 ore. Și deja e tăiată și spartă jumătate de casă. Iar casa asta are 400 de metri pătrați util. Cum merge? Aici e terminat de tăiat tot. Eu sunt omul cu marcajele, astăzi mai am de marcat lemn pe tavan, o grămadă. Fane în altă parte? Fane pe altundeva? Uite la acolo, prima, stânga, baie. Aici e camera tehnică. Pe Fane nu-l vedem pe aici, că e ocupat tare. Și ce jumătate de casă? E 3/4 de casă tăiat și jumătate spartă. În 2 ore. Revenim cu update. Update de pe șantier. La fix 4 ore de la începerea lucrării. Casă de 400 de metri pătrați. Utili. Aici doar biroul. S-a terminat și de tăiat și de spart. Și s-au apucat băieții de curățenie. Așa, aici este sala de sport, asta s-a anulat. Și cam așa arată. Aici nu sunt multe. Aici o să vină o saună. Aici este bucătăria. Am făcut și marcajele pentru lămpi pe sus, pe unde sunt. Deci efectiv 4 ore de lucru. 4 persoane. Ăsta e living-ul. Destul de mare. Acolo e zona de la intrare cu ceva cămară și o baie de serviciu. Și aici este camera tehnică. Și aici o să vină 2 tablouri și un rac. Aici, bineînțeles, toate circuitele dedicate. Aici e unul dintre dormitoare. Toate dormitoarele au și baie și dressing incluse. Nici nu vin... De fapt, haide să vi le arăt și pe astea, că sunt destul de sofisticate băile. Avem aici o alimentare pentru priză, întrerupător. Acolo o alimentare, dar uite că n-au spart-o. Acolo e ceva LED. Acolo alt cablu pentru priză. Aici este doar un întrerupător, acolo și o priză, aici și asta n-au spart-o. Dar n-am dat în mare. Adică mai sunt mici finisaje de făcut, dar scuzați-mă, în 4 ore. Ce face Emil? Uite, așa trebuie să arate rezultatul unui test de izolație pe un cablu corespunzător. Se vede? Da. Am revenit puțin mai târziu, pe la ora 16. Ce faci, Fane? Unde ți-e echipamentul? Ce? E cald? Unde ți-e echipamentul?
complicat. Bun, am făcut priza de pământ. Stai că nu știu, acum se vede din poziția asta. 9 electrozi. Am pus banda anticorozivă, i-am bătut până jos. Și am scos aparatul de măsură să o și măsurăm. Ăsta e aparatul de șantier cu care măsurăm doar prize de pământ. Informativ. După aia, pentru certificări și toate alea, vin eu cu metrelul, la care am și metrologia la zi și tot. Bine, și ăsta are metrologia, că e nou. Pentru cei care întrebau prin comentarii cum se pun sondele, cam așa se pun sondele. Uite, specifică clar că de la priza de pământ care se măsoară până la prima sondă de referință trebuie o distanță între 5 și 10 metri, adică minim 5, maxim 10, iar de la prima sondă la a doua, la fel, între 5 și 10 metri. Cablurile, dacă nu mă înșel, unul are vreo 7 metri, l-am pus pe acolo, pe undeva, și unul are 15 metri și l-am pus pe undeva pe acolo. Ia să vedem dacă se vede. Uite-l acolo. Și acum o să-i dăm un test cu șanțul neacoperit și solul destul de umed. Avem 1.35. Rezultatul. Bun. 1.35 înmulțit cu 1.5, undeva pe la 2 ohmi. Valoarea reală a prizei de pământ după ce se va usca solul. Cu o umiditate mai scăzută. Acum a plouat zilele trecute și e destul de ud pământul. Ce faci, Fane? Dai găuri? Da. Acum eu sunt aici cu cablajul în camera tehnică și sper că până la finalul zilei să ajung să intru și eu în tablouri. Și o să revenim mâine cu update. Suntem în ziua 4 de lucru și am băgat deja cablurile în tablou, majoritatea, mai vin câteva pe aici prin camera tehnică. Nu vă arăt cei pe jos, că e dezastru. Asta l-am terminat de pozat. Mai e doar partea de curent slab și leduri. Și eu mă ocup de testele de izolație până se ocupă băieții de pozarea curenților slabi. One eternity later. Am mai finalizat o lucrare. Aici partea de iluminat. În momentul de față suntem în birou. Am zis să încep videoul de aici. Întrerupătoarele sunt toate trase din tabloul electric. Avem și cane X. Prizele alea sunt înseriate. Aia de acolo este dedicată. Acolo o să vină niște LED-uri. Acolo o să vină alte LED-uri. Acolo din nou alte LED-uri. LED-urile sunt toate duse în tabloul electric, pentru că de acolo vor veni sursele, deoarece clientul nu a vrut să ascundă sursele prin pereți, prin tavan, pentru că se pot defecta și sunt mai greu de schimbat. Așa că am decis să tragem 7x1 la toate benzile LED din casă, direct din tabloul electric. Am început cu birou pentru că este cu intrare separată. Toată săptămâna a plouat, abia am putut să facem priza de pământ. Aici suntem într-o încăpere care va deservi o sală de sport. Aici avem un distribuitor, prize, întrerupător și aici cu camix. Acolo din nou avem o bandă LED. Așa, mergem către centrul casei. Aici o să fie o saună, acolo va veni un mic tablou de automatizare pentru saună. O vor instala cei ce vor instala și sauna. Acolo am lăsat un 5x6, dar nu le-am pozat, la fel și cablul ăsta care vine acolo, deoarece o să zboare peretele ăsta și mi-e frică să nu mi le doboare pe cabluri. Așa, aici avem zona de bucătărie. Aici nu s-au montat doze, deoarece vor veni ceva prize pop-up. Aici avem un tablou secundar, tabloul mic, cum îi zic eu, pentru iluminat, strict iluminat de aici, plus aici am întrerupt cablul de alimentare către saună ca să alimentăm și acest tablou de pe 5x6. Aici avem o priză și un întrerupător. Asta este o cămară.
Aici este restul bucătăriei, bineînțeles circuit dedicat, circuit dedicat, de asemenea, de asemenea, dedicat, 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 ăla este dedicat plus priza de la hotă. Aici o să fie o insulă unde avem două circuite 3x2 jumate dedicate plus un 5x2 jumate pentru plita cu inducție. Aici va fi construit un perete din rigips. Sus avem partea de iluminat de pe bucătărie. Și de asemenea trece domnul Canex și pe aici. Asta merg dintr-un întrerupător în altul. Aici este zona de intrare în casă. Astea le-a vrut clientul instalate aici cu o alimentare și un tub gol. N-am înțeles pentru ce. Eu am făcut cum a zis. Aici vor veni de fapt întrerupătoarele pentru partea de iluminat a livingului. O să vă arăt imediat. Aici este partea de intrare în casă, unde va veni acolo o bandă LED. Două prize, două prize. Acolo avem un access point și o lampă. Aici este un mic spațiu de depozitare, cred că va fi pantofar sau ceva de genul. Avem doar o bandă LED sus și două spoturi. Aici întrerupătorul și priza. Întrerupătorul de la respectivul spațiu de depozitare. Aici avem la intrare două prize și întrerupătorul central de aici de sus, plus cel de acolo. Da, este destul de sus, aici cred că-s vreo 5 metri până la tavan. Aici avem o baie de serviciu. Acolo o să fie alimentare pentru ceva bideu, așa era pe proiect. Bandă LED, prize, prize, întrerupătoare. În toate băile a fost întrerupătoarele la interior. Aici avem corpuri de iluminat și o aplic acolo pe perete. Acum să mergem în restul casei. Aici e zona de living. Acum băieții care sculele la mașină. Avem aici pe stânga priză dublă, priză dublă, priză dublă, priză dublă, bandă LED, cablu pentru priză ce va veni într-un corp de mobilă, priză cu TV și net, bandă LED, priză dublă. Acolo din nou va fi un perete din rigips, unde este o priză și un întrerupător. Acolo iluminatul de pe hol, vi-l arăt imediat. Până una alta aici o să avem un punct de iluminat. Acolo o să fie jaluzele alimentate electric, jaluzele, punct de iluminat, punct de iluminat. Puncturi de iluminat de unde vor pleca niște șine magnetice, care vor forma niște pătrate mari. Acolo este o lampă centrală ce va coborâ deasupra mesei. Din nou avem alimentare iluminat, jaluzele, iluminat, jaluzele, iluminat. Și cam acesta este livingul. Să vă arăt și terasa, deși aici nu e nimic special de văzut. Avem acolo o priză ce va ieși prin termoizolație, de aceea nu este montată doză. Aici este o lampă, acolo este o lampă. Din nou o priză acolo ce va ieși prin termoizolație. Mai rămâne să mai facem doar iluminatul exterior care va merge prin pod și va coborâ de la nivelul acoperișului la punctele acelea. Eu le-am notat aproximativ, n-am fost destul de înalt să le pun la același nivel, dar momentan avem cablul de data asta, dar nu ne lasă ploaia. Asta se va face într-o zi din săptămâna viitoare, dar în rest este gata instalația, exceptând iluminatul exterior. Așa, aici intrăm în hall, unde avem dormitorul matrimonial. Aici vom avea două prize în noptierele de la pat. În spatele patului va fi spațiu. Acolo vor veni într-un corp de mobilier priză, 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 bandă LED, bandă LED. Și aici e zona de iluminat. Acolo va fi o priză pentru videoproiector. Mă rog, acolo pentru chestia care va coborâ în jos, pentru că videoproiector va fi acolo. Așa. Toate cele trei dormitoare ale casei sunt dotate cu dressing plus baie proprii. Acolo avem bandă LED, bandă LED, priză, întrerupător. Aici avem mai multe LED-uri în baie, în baia matrimonială. Chiar și aici am adus KNX. Avem priză, priză, lampă, lampă, cablu pentru priză,
Benz LED, Benz LED, Benz LED, alimentare pentru bideu. Ah, și un access point acolo sus. Cam atât cu dormitorul matrimonial. Acolo de asemenea alimentare pentru jaluzia electrică. Rulouri nu s-au cerut la această casă. Aici avem al doilea dormitor, unde de asemenea este alimentare pentru priză ce va fi în mobilier. Acolo avem TV cu net, plus un tub gros lăsat de aici, cu posibilitatea de intrare din dozele astea, pentru un cablu HDMI ce va ieși pe acolo din perete. Așa, priză, acolo vor fi niște prize în noptiere, la fel în mobilier, probabil ceva prize cu pop-up, din nou bandă LED, prize, întrerupător, și aici avem cane X. Aici e partea de iluminat. O să mă lungesc cu videoul ăsta, e destul de mare casa. Aici avem din nou un dressing, unde avem o priză și un întrerupător, și intrăm în baia de la dormitorul numărul 2, unde avem zona de iluminat. Așa, deci LED, acolo sunt 3 prize pe vertical și plus întrerupător. Așa, mergem mai departe. O să lăsăm camera tehnică ultima. Da, trec destul de multe cabluri pe aici. Să mergem către ultimul dormitor. Mai avem aici un access point, o priză pentru hall. O să mai fie o priză acolo, v-am zis, unde va urma să vină peretele. Și aici sunt 10 spoturi în linie și le-am cablat pe toate. Aici de asemenea avem o grămadă de spoturi. Am utilizat cleme de prindere prin împușcare cu cuie pentru beton. Așa, acolo va fi din nou o jaluzea, priză, acolo va fi un LED sus la tavan. Din nou bandă LED, cablu pentru priză în mobilier, priză dublă, nu e cu TV, nu nimic, e doar o priză dublă, va fi ceva spațiu de joacă aici, am văzut randarea, dar e greu de explicat. Mai avem aici o priză dublă cu întrerupător și cane X. Aici am depozitat în dressingul acesta materialele ce au mai rămas. Au mai rămas vreo 2 colaj de cablu, ceva TV, Copex, dar o să utilizăm la garaj când va veni și rândul acestuia. Și asta e ultima baie. Aici avem iar o priză, LED, cablu pentru priză, priză, întrerupător, un alt cablu pentru priză plus iluminatul. Cam atât. Aici trebuie să avem grijă cu ușa asta, pentru că am senzația că o să-mi rupă copetul. Dacă se mai freacă mult, am să-i comunic clientului. Și cam asta este casa, mai avem doar camera tehnică. Aici am ocolit zona pentru că o să vină un distribuitor, am urcat pe aici la priză și de la priză am alimentat și acest distribuitor. Bun, aici nu m-am menționat că vine alimentare pentru LED-ul care va pleca încolo și încoace, apoi va traversa și acolo, din nou în față și în spate vor pleca, pentru a fi alimentate din mai multe capete. Iar aici avem, nu vreți să știți cât am muncit aici să le pozez, că eu le-am pozat, cablurile, după aia au venit băieții cu copexurile, dar cu cablurile a trebuit să merg cu toate odată. Unde avem un întrerupător simplu, fără canex, priză dublă dedicată, priză dublă dedicată, priză dublă dedicată, asemenea și aici și acolo. Aici o să vină racul de la nivelul podelei. Aici avem al doilea tablou pentru iluminat. Mă rog, ăsta e tabloul principal pentru iluminat. Ăla din cămară este cel secundar. Iar aici este tabloul general, unde ne intră și branșamentul 5x16. Unde vine și conductorul galben-verde, bineînțeles am efectuat și testul de izolație, etichetate, notate. Aici a rămas cablul pentru pompa de căldură, deoarece va veni doar unitate exterioară. Acolo este priza de pământ cu 9 electrozi, pentru că nu s-a făcut în fundație. Priza de pământ care
a dat o valoare cu șanțul neacoperit de 1,35 ohmi alaltă ieri, măsurată când a fost soare. Bine, a fost umed pământul, noi o aproximăm la maxim 2 ohmi după ce se va usca pământul. Nu mai ies afară, este piesa de separație aici după colț. Și cam aceasta este lucrarea din Moșnița Veche, de lângă Timișoara, unde am lucrat în colaborare cu un prieten de-al meu. Lucrarea a durat 5 zile întregi, iar la iluminatul exterior o să mai vin eu cu fratele meu vreo 2-3 ore într-o zi când avem timp și cam aia este. Lăsați-vă și voi părerea în secțiunea de comentarii și până una alta ne vedem la videoul următor.